În continuare, voi supune votului proiectul de hotărâre cu privire la numirea guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, fiind vorba de domnul Sergiu Cioclea, numărul de registrare 79 din 4 martie 2016. La fel cu mențiunea la articolul 1 că domnul Sergiu Cioclea se numește, virgulă, din 11 aprilie, virgulă, în funcție de guvernator și mai departe după text, vă aduc aminte că respectiva hotărâre se aprobă cu majoritatea absolută, adică cu majoritatea celor aleși, respectiv minim 51 de voturi. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre numărul 79 din 4 martie 2016 cu mențiunile invocate, vă rog frumos să vă exprimați prin vot. Vă mulțumesc foarte mult. Numărătorii să ne dea rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 4. Sectorul 2, 34. Sectorul 3, 23. Cu 61 de voturi, proiectul de hotărâre cu privire la numirea guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, în persoana domnului Sergiu Cioclea, numărul 79 din 4 martie 2016, cu efect din 11 aprilie, este aprobat și îl felicităm pe domnul Cioclea. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim succese, realizări frumoase și pentru stabilitate. Vă rugăm frumos, aveți posibilitatea să vă adresați plenului. 2 minute. Vă mulțumesc foarte mult pentru încredere. Știu că sunt foarte multe întrebări, societatea așteaptă răspuns, dumneavoastră așteptați răspuns. Este într-adevăr o sarcină foarte mare pe care o asum, înțelegând tot șantierul care mă așteaptă și sper foarte mult să nu dezamăgesc în primul rând publicul, societatea și cei care astăzi mi-au acordat încrederea. Voi face maximul ca să avem rezultate bune și o spun foarte sincer. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Dragi colegi, agenda e încă plină, mai sunt multe subiecte care trebuie să le examinăm.